Simion la colțul lung reușește să marcheze al doilea gol al său. Marchează iute de tot și Simion. Au acceptat cei de la CSM București ca Rasmussen să rămână și selecționer al Poloniei. Aruncă în forță la colțul lung, înscrie Simion la una dintre rarele ocazii când a primit și ea mingea în extremă la o pasă utilă. Nocico până în dreapta și înscrie acolo foarte frumos Ana Maria Simion, primul gol pentru An. Gol frumos, Ana Maria Simion.